sincer. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Te aștept aceeași bancă plină de amintiri. Și mi-e dor să-ți spun, dor să-ți dăruiesc un săruș și un sincer te iubesc. Primiți pedeapsa noastră? Bună seara! Ce faceți? Vă distrați, așa? Da. Noi ne apropiem lângă voi. Noi o să începem și am să vă zic bună seara la toată lumea frumoasă de aici și bine v-am găsit. V-am prins în plină dispoziție și în plină distracție și... și noi venim să vă susținem și să vă lăsăm după plecarea noastră la fel, cu o dispoziție enormă de viață. Și am să mă prezint pentru toată lumea care se află aici. Să știți că eu mă numesc Elena și sunt curierul online floreriiemoții.md și am primit o informație și vreau să pun accent pe faptul că am primit informația cu tare mult timp în urmă, ca să ne pregătim din toată inima și din tot sufletul cu această surpriză. Și surpriza dată vine din partea soțului, care este acum și aici, lângă dumneavoastră, lângă voi toți, care, din câte noi știm, a venit de peste hotare aceste zile, special ca să sărbătoriți cu toții acest frumos eveniment din viața voastră. 7 ani? Da. 7 ani frumoși? Foarte frumos. Eu sunt sigură că în acești 7 ani au fost de toate. Și momente plăcute și mai puțin plăcute. Noi venim să vă urăm din suflet să trăiți încă 70. Și să aveți în acești 70 de toate, pentru că o viață frumoasă este atunci când sunt și momente mai puțin plăcute, pentru că anume din ele ne învățăm să prețuim fiecare moment și să prețuim oamenii care sunt lângă noi. Cu toată dragostea și cu tot sufletul, soțul mi-a spus așa: soția mea nu a primit niciodată 101 trandafiri. Astăzi noi venim cu 101 roșii, bordeaux, așa frumos închis, și sunt olandezi. Eu sper cu tot din adinsul că o să trăiască încă cel puțin o lună în casa dumneavoastră și în fiecare dimineață și în fiecare seară să-i sărutați și pe ei și pe soț. Eu un aplauzele oaspeților, că este greu de lămân. Așa, pentru că noi cei de la emoții.me suntem darnici și mereu plini de energie frumoasă, vrem să o transmitem cumva și vouă, așa că din partea noastră în această seară aveți și câteva cadouri. Merge vorba de un spumant, un baciu de bolii Fragolino, îl amân stăpânului casei, soțul dumneavoastră, să-l deschideți, este rece. Da. Și să ciocniți în sănătatea voastră și în ciuda faptului că mai mult timp sunteți acolo peste hotare, să reveniți cât mai des acasă și să dea Domnul să vină momentul acela când să rămâneți pentru totdeauna lângă familie. Da, este greu. O cutie de bombani Raffaello să o serviți în următoarea dimineață, împreună cu soțul, împreună cu soarele, cu un ceai sau cu o cafea. La fel va aparține. Haideți să-i aplaudăm, să-i susținem. Văzând frumusețea asta, nu pot să nu vă întreb dacă vă place surpriza noastră. Dar v-ați așteptat la o surpriză astăzi? Ceva am auzit, dar nu până într-atâta. Nu m-am așteptat până într-atâta. Să știți că pe lângă cadourile astea frumoase, pliculețul ăsta, eu că de obicei îl numesc un pliculeț magic, pentru că în el se ascund niște cuvinte frumoase. Și întotdeauna am accentuat faptul atunci când mai ales bărbații soțiilor le scriu mesaje. Acest mesaj din acest pliculeț este total 100% scris de către soțul dumneavoastră fără ajutor. Dacă îmi permit toată lumea și dacă facem maximă liniște, eu cu cea mai mare plăcere am să-l citesc. Deci mesajul sună în felul următor. Scumpa mea soție, astăzi, cu ani în urmă, am jurat credință și dragoste unul celuilalt. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a adus în viața mea. Tu îmi luminezi zilele cu zâmbetul tău, cu frumusețea ta, cu chipul tău fermecător. Am trăit împreună momente atât de fericite și împlinite. Mereu voi lupta pentru ca tu, prințesa scumpă, să fii fericită.
iar zâmbetul tău strălucitor să dăinuie veșnic. Chiar dacă au trecut ani peste noi, eu te prețuiesc, te admir, te ador, te respect și te iubesc mult mai mult și mai profund. Dragostea mea pentru tine, prințesă scumpă, crește în continuu, nu are capăt și nu are sfârșit. Vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce mi-ai dăruit în acești ani de când formăm o familie. Ești unică ca soție, ca mamă, iar cuvintele nu pot să exprime cât de mult te iubim, te admirăm și te prețuim, scumpa noastră. La mulți ani nouă și iubirii noastre! Te iubesc enorm! Cu dragoste, al tău soț! Ura! Trebuia un amar mai lung, așa? La mulți ani frumoși și din partea noastră! Eu vă doresc să aveți putere, curaj și răbdare până la adânci bătrâneți, să vă iubiți în continuu, să nu vă opriți să faceți acest lucru, pentru că este cel mai curat, cel mai de preț, cel mai sfânt lucru pe care îl poate face un om în viața asta, să iubească și să fie Cristina. Dar și pentru toate femeile de aici, vă doresc să le primiți nu numai cu motive, dar și fără ocazii speciale, pentru că suntem femei, le așteptăm și le merităm. La mulți ani frumoși vouă! Și dacă soțul mai are ceva de adăugat sau soția, o puteți face, mai ales că noi o să vă facem și un filmuleț acolo frumos. Soțul, eu cred că o adăugat destul. Mulțumesc din suflet și mulțumim lui Dumnezeu că mi-a dat așa soț alături. Te iubesc din tot sufletul. Nu mai știu ce să spun. Haideți să-i aplaudăm, da, îi aplaudăm. La mulți ani! La mulți ani frumoși, cât mai multe flori, surprize și să ajungă momentul ca distanța ce... Așa? Înseamnă că nu mai venim la voi. Cu așa ceva prima dată văd. Așa, 101. Sunt frumoși? Sunt minunați. Dar eu îi spuneam de unul, vreau să strâng la braț un buchet de trandafiri. După ce plecăm noi, să-i luați doar în braț. Am ca să-i țineți minte. La mulți ani frumoși! Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md